De multe ori m-am gândit la momentul acela când vom ajunge în cer. Nu știu de ce am impresia că când o să ajung acolo, o să mă topesc. Nu o să mă topesc de căldură, nu o să mă topesc din alte rațiuni, dar cred că bucuria întâlnirii cu Hristosul înviat dintre cei morți, ajungerea acasă, cerul întreg în sărbătoare, va fi prea mult pentru mine ca să pot să primesc. De aceea Domnul nici nu o să mă primească cu trupul ăsta, că știe că nu fac. Ci o să-mi dea și mie și dumneavoastră un alt trup. Un trup care va semăna într-un anumit fel cu al Domnului Iisus Hristos care a înviat dintre cei morți. Vreau să vă invit să citim ceva din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24. Vreau să citesc începând cu versetul 13 până la versetul 35. Suntem încă în prima zi a învierii. Vreau să merg împreună cu dumneavoastră pe drumul Emausului, cu doi dintre ucenicii Domnului Iisus și să ne identificăm cu trăirile lor, cu experiența lor. Luca, capitolul 24, începând cu versetul 35. Cu versetul 13 până la versetul 35. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce le-a zis el? Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Bancă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și a spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum le spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară, ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă, a luat pâinea. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela
S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați într-un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Aș vrea să rostesc o rugăciune. Cred că e important să ne pregătim inimile. Vă invit să vă ridicați în picioare și uniți-vă, vă rog, împreună cu mine în această rugăciune. Doamne, și noi ne găsim, fiecare dintre noi, pe un drum al nostru. L-am putea numi chiar Emausul nostru. Și noi avem întrebări și frământări, avem așa de multe deceuri. Câteodată am vrea să ne conectăm mintea cu inima și cu ceea ce se aude în jurul nostru, dar suntem atât de tulburați încât nici nu putem să ne adunăm împreună. Pe locuri suntem abătuți, avem așteptări care s-au frânt, s-au spulberat, iar unii au obosit. Și în oboseala lor poate se întreabă ce rost mai au toate. Doamne, în această dimineață suntem încurajați să realizăm că Tu îi cauți pe cei ce se găsesc pe un astfel de drum. Mai mult decât ei bănuiesc, mai mult decât noi realizăm, Tu ne cauți. Ne cauți prin toate cotloanele acestei lumi, în toate rătăcirile noastre sufletești sau ale minții. Ne cauți acolo în robia în care, prin nevegherea noastră, ne-a adus păcatul. Ne cauți în rănirile pe care ne le-am produs singuri sau alții. Și ești interesat de sufletul nostru. De fapt, sărbătoarea aceasta încă o dată ne amintește, Doamne, de faptul că atât de mult ne-ai iubit, atât de mult îți pasă de noi, încât ai părăsit slava cerului și ai venit în această lume, Doamne, plină de întuneric și de păcat, ca să iei păcatele noastre, insuficiențele noastre, bolile noastre, să iei stările noastre, Doamne, asupra Ta, ca apoi, privind spre Tine, spre ceea ce ai făcut la cruce, să putem să ne amintim de profeția lui Isaia, care spunea despre Tine, căci prin rănile Tale suntem tămăduiți. Slăvit să-ți fie numele Tău! Doamne, stăm și noi în această dimineață aici, adunați, și Te rugăm după bogăția harului Tău, cercetează Tu inimile noastre, schimbă Tu inima aceea de piatră, Doamne, care s-a răcit de cele spirituale și dă-ne acea inimă sensibilă față de ceea ce spui Tu, față de ceea ce spune Duhul Tău în această perioadă. Doamne, mă rog în această zi să nu existe nimic mai presus în adunarea noastră decât Hristos și El răstignit, El înviat dintre cei morți, care se arată celor care se adună în numele Lui. Doamne, acesta este rostul pentru care noi în această dimineață ne-am adunat aici, să Te celebrăm pe Tine, să Te înălțăm pe Tine, Doamne, să învățăm să facem lucrul acesta de aici, pentru că va fi o veșnicie, Doamne, când împreună cu toți mântuiții Tăi, pe marea aceea de cristal Te vom lăuda pe Cel care ai fost, ești și vei fi în vecii vecilor, pe Cel care ai murit pentru noi, dar care trăiești pururi și care acum ești la dreapta Tatălui pentru a mijloci pentru păcatele noastre, pentru nevoile noastre, pentru stările noastre. Slăvit să-ți fie numele Tău! Doamne, mă rog în această dimineață, dă-ne la o parte de pe ochii noștri orice ne împiedică să Te vedem. Deschide încă o dată în fața noastră scripturile.
Vrem, Doamne, să te cunoaștem pe tine. Mă rog să binecuvântez pe cei ce sunt aici și pe cei ce n-au putut veni, Doamne, pe cei care sunt prezenți aici și pe cei care poate urmăresc slujba aceasta. Doamne, indiferent unde or fi, mă rog să le vorbești în această dimineață, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca bucuria care ai pus-o în cei doi ucenici și în mulțimea celorlalți ucenici în ziua învierii, să o pui în fiecare inimă, Doamne, pacea aceea care întrece orice pricepere, să o lași peste inimile noastre. Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce Tu faci. Ne punem la dispoziția Ta și așteptăm ca Tu să ne vorbești. Fă lucrul acesta nu pentru meritele noastre, ci pentru meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceasta. Amin. Vă invit să ocupați locurile. De la inimi zdrobite la inimi înflăcărate. Suntem cu textul acesta în după amiaza zilei învierii. Vestirea pe care tocmai am citit-o din Luca 24 nu se mai găsește în nicio altă evanghelie. Emaus, localitatea aceasta niciodată n-a putut fi identificată cu siguranță, dar se afla undeva lângă Ierusalimul secolului I. Și povestirea începe foarte abrupt. Doi ucenici se îndreptau spre Emaus și una din întrebări este, bun, cine sunt aceștia? Cu siguranță nu fac parte din cei 12, deoarece povestirea se încheie cu cei doi care merg la Ierusalim și le spune celorlalți 11 și citesc acum 3 din capitolul 24. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Se pare că aceștia fac parte din grupul mai mare a ucenicilor Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă vă uitați, spre exemplu, la paragraful pe care nu l-am citit, dar în versetul 9 din același capitol 24, la întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și notați, vă rog, acolo, tuturor celorlalți. În ziua învierii nu vorbim doar de 11 ucenici și femeile, ci vorbim de un grup mai mare. Știm că pe unul îl cheamă Cleopa. Nicăieri nu mai apare în Noul Testament numele lui. Despre celălalt nu știm cine este. În prima parte a povestirii, cei doi, mai mult ca sigur bărbați, nu au avut nicio idee cine este străinul care i-a abordat. Aveau o discuție aprinsă cu privire la ceea ce tocmai se întâmplase în Ierusalim. A fost un sfârșit de săptămână cum niciodată n-a mai fost cunoscut. Tot ce s-a întâmplat în weekendul acela a fost neobișnuit. Evenimente extraordinare. Dar ei sunt răvășiți acum. Nu doar că Iisus a fost crucificat, dar peste durerea lor vine vestea că mormântul este gol și n-au nicio explicație. Vorbesc despre niște femei care au fost la mormânt și au văzut îngeri și lucrul acesta intrigă. Nu sunt gata să primească mesajul acesta. În versetul 9 până la 11 din același capitol 24, Biblia spune așa: la întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Și ascultați cum rezonează cuvintele lor cu bărbații aceștia, versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Mie îmi spune că apostolii n-au fost niște tip creduli care erau gata să primească orice li se spunea. Ba încă ei acționează ca niște evrei adevărați și care considerau mărturia femeilor că nu este vrednică de a fi luată în calcul. Cei doi pornesc dezamăgiți spre Ierusalim, spre Emaus, o distanță cam de 2 ore de la Ierusalim.
și sunt abordați de un necunoscut. Interesant să mergi cu Dumnezeu și să ai impresia că e un necunoscut. Dar în ziua învierii, ei nu sunt singurii care nu-L văd pe Iisus. Maria Magdalena crede că este grădinarul. Cei 11 cred că este un duh. Toma zice, eu nu cred în povești dintre astea. A înviat Hristos din morți. Să pipăi, să văd cu ochii mei. Iisus pentru ei este un om obișnuit. Un om care din perspectiva lor nici măcar nu știa ce s-a întâmplat la Ierusalim. Uitați-vă la conversația lor, versetul 19. Ce le-a zis el? Și ei au răspuns. Păi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Și ascultați cum îl descriu ei pe Iisus. Și asta spune ceva despre așteptările lor și cine înțelegeau ei că este Iisus. Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Versetul 20. Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Și apoi dezamăgirea lor din versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Versetele astea surprind motivele stărilor melancolice, dezamăgite, debusolate. Ei au crezut că Iisus va fi eliberatorul Israelului. S-au așteptat să acționeze ca un lider militar care îi va arunca pe romani deoparte și va reinstaura împărăția lui Israel. Da, lumea caută eliberare pentru nevoile lor imediate. Dar Dumnezeu se uită la nevoile noastre care au consecințe veșnice. Ei așteptau eliberare politică. Iisus a venit să le aducă eliberare spirituală. Ei vroiau să scape de taxele pe care le plăteau romanilor. Iisus vine să-i scape de plata păcatelor. Și apoi uitați-vă la comentariul lor de mai târziu, versetul 22 până la 24. Bancă niște femei de-ale noastre. Observați cât de nedispuși erau să primească mesajul învierii. Bancă niște femei de-ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie cu îngeri care ziceau că el este viu. Nu știu, cred că au comentat așa printre rânduri chestii între astea slabe, care țin doar de persoanele mai emotive. Merg mai departe cu raționamentul lor pentru a surprinde câtă necredință și îndoială era în sufletul lor. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit exact așa cum le-au spus femeile, dar nu l-au văzut. Și lucrul acesta n-a produs nicio schimbare în ei. Au rămas în aceeași împietrire. E imposibil să învie Hristos. Dacă este Dumnezeu, dacă este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră, altfel trebuia să se manifeste, nu așa. În cea de-a doua parte a povestirii, de la versetul 28 până la versetul 35, identitatea și semnificația străinului devine cunoscută de către cei doi. Și iată-l pe Iisus cum îi abordează, începând cu versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit toate scripturile ce era cu privire la el. Iisus îi mustră pentru împietrirea inimii lor, pentru lipsa înțelegerii lor spirituale. Iisus îi mustră pentru că ei nu acordă importanță scripturilor și ceea ce Dumnezeu a spus prin profeții săi. Iată-l în versetul 28 pe Iisus care schițează că vrea să meargă mai departe pentru a vedea reacția lor. Răspund foarte frumos, versetul 30. Versetul 29, îi spune, spre seară, n-are niciun rost să pleci.
vino și stai la noi, vrem să-ți fim gazde. Și în timp ce le este musafir, versetul 30 spune că pe când ședeau la masă, Iisus a luat pâinea. Și uitați-vă cât de bine seamănă cuvintele care sunt scrise aici cu ceea ce citim noi la instaurarea cinei cea de taină în odaia de sus. A luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Și Biblia spune că în acele momente, instantaneu, li s-au deschis ochii și a spus, este Domnul. Dar deja el a dispărut, nu mai era acolo. Atunci li s-au deschis ochii. Și ascultați acum ce spune în versetul 32. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și povestirea noastră se încheie cu cei doi bărbați care aleargă disperați la Ierusalim pentru a raporta celorlalți ucenici ce s-a întâmplat. Dar înainte ca să apuc ce ei să spună, aud povestea celorlalți. S-a arătat lui Simon. Din punct de vedere filozofic, tradiționaliștii trăiesc în trecut și repetă ceea ce s-a întâmplat. De fapt, este repetarea tradiției. Se spune și se face același lucru și oamenii ăștia rămân ancorați în trecut. Existențialiști, în schimb, trăiesc în prezent. Pentru ei, doar ceea ce se întâmplă aici, acum, are important. Utopicii trăiesc de obicei cu capul în nori, ei trăiesc în viitor și nu prea sunt conectați cu realitatea de zi cu zi. Iată-l în schimb pe Iisus aici cu ucenicii pe drumul Emausului și unul dintre ei spune, tu ești singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat aici zilele acestea? De fapt, care era străinul care nu pricepea ce se întâmplase la Ierusalim? Tocmai cei doi nu pricepuseră ce se întâmplase la Ierusalim, nu-i așa? Tu ești singurul străin și înaintea lor, Iisus ia pâinea, o binecuvântează, o frânge. Și din nou ne aduce la această comuniune pe care credincioșii o au cu Hristos, cu Dumnezeu, prin trupul și sângele Său. Și Iisus spune în contextul cinei Domnului, cine mănâncă pâinea aceasta și bea paharul acesta, acum, cel care trăiește în prezent, proclamă moartea Domnului care a avut loc în trecut și face lucrul acesta până va veni El, viitorul. Iată-L pe Hristos care vine și umple trecutul, prezentul și viitorul. El umple întreaga noastră istorie. Umple nu doar istoria, ci umple viața noastră. Fără învierea lui Iisus Hristos, fraților, nu este nicio speranță pentru lumea aceasta. Absolut niciuna. Drumul spre Emaus, literal, este un drum fizic de 2 ore de la Ierusalim. Dar din punct de vedere spiritual, este călătoria mea și călătoria dumneavoastră de la necunoașterea lui Iisus la înțelegerea scripturilor cu privire la El, la recunoașterea Lui, ca apoi să ajungem în cele din urmă să depunem mărturie pentru El. Și acum 4 lecții din paragraful acesta asupra cărora aș vrea să mă opresc. Prima dintre ele, Dumnezeu ne caută, nu noi Îl căutăm. Versetul 13 și 14 ne prezintă pe cei doi, nu știu, încerc să-mi imaginez cum mergeau. Probabil că erau cu capul în jos, fața alungită, de-abia își târau picioarele. Mai aveau chef de nimic. V-a trecut vreodată prin gând că ați vrea să muriți? Probabil că da. Dacă sunteți oameni, ați trăit dezamăgiri grele și cel puțin o dată în viață ați avut momentul acela în care a spus aș prefera să se încheie totul. Vă amintiți ce trăire aveați, ce gânduri, ce furtuni sufletești aveați? Ce învălmășeală gândurilor, câtă amărăciune care din adâncul ființei dumneavoastră vă umplea tot sufletul. Așa-i văd eu pe cei doi. Nu mai au nimic.
Visele le sunt spulberate, sconfuzi, debusolați, dezamăgiți și deodată sunt abordați de Mântuitorul. Nu ei îl caută. Asta îmi place foarte mult. Nu ei îl caută, ci el îi găsește. Și asta mi-aduce mie aminte de o poveste pe care am citit-o undeva și care spunea că o fetiță în joaca ei a plecat de acasă, s-a dus în pădurea care era nu departe de casă și tot culegând floricele și mergând de la o tufă la alta, în cele din urmă s-a rătăcit. Căutând drumul spre casă, n-a făcut decât să se îndepărteze tot mai mult, a strigat, a intrat în disperare și în cele din urmă, obosită, a adormit în miezul nopții. Părinții s-au alertat, au chemat vecinii și tot satul și au început să o caute și au căutat o seară întreagă până când n-au mai putut, în cele din urmă au renunțat, că apoi, imediat ce zorii zilei s-au arătat, să o ia de la capăt și în cele din urmă, tata o vede pe fetiță undeva pe o stâncă cum dormea, se duce la ea și o prinde în brațe și în timp ce o strânge în brațe, fetița se trezește și spune: tată, te-am găsit! Noi căutăm în felul nostru și când ne găsește Dumnezeu, ne vine să strigăm: Doamne, de când te caut? De când te caut? Te-am găsit. În realitate lucrurile sunt invers. În realitate El ne caută. Ce vorbe sunt acestea între voi? Versetul 17. Ce vorbe sunt astea pe care le schimbați între voi? Și ei s-au uitat, s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim care n-ai nicio idee, parafrazez ce s-a întâmplat. Vai de câte ori dezamăgirile noastre sau experiențele noastre sau așteptările noastre neîmplinite nu ne-au dus în situația în care nu l-am mai văzut pe Iisus. Și cuvintele lui au trecut pe lângă noi. Și clipa cercetării n-am înțeles-o, a rămas fără semnificație în viața noastră. Mă gândesc că la înviere e surprinzător faptul că cei mai mulți nu-L recunosc pe Iisus. Spre exemplu, în Ioan capitolul 20 cu versetul 15, ni se spune că femeia, a zis Iisus, Mariei Magdalena, de ce plângi? Pe cine cauți? Și ascultați ce spune următoarea parte a versetului 15. Ea a crezut că este grădinarul. Și i-a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. În ziua învierii, cei care au petrecut timp cu Iisus nu-l recunosc. Se uită la el și ba străinul, ba un duh, ba grădinarul, ba basme. Basme s-au apucat femeile astea ale noastre, au avut vedenii cu îngerii. Asta e trăirea din ziua învierii. Cine este el? Cine e străinul acesta? Cine e grădinarul acesta? Întrebarea asta a răzbătut întreaga istorie și are ecouri până în grădina Eden, unde prima pereche, un bărbat și o femeie, încep să aibă pentru prima dată aceste întrebări. Dar Dumnezeu este ascuns. Este ascuns pentru a fi căutat și în timp ce noi îl căutăm, de fapt, numai ne se creează impresia că noi îl căutăm, pentru că el ne caută. Cu câțiva ani în urmă, doi filozofi, Anthony Flew și John Wisdom, au compus o parabolă în care au formulat întrebarea cu privire la existența lui Dumnezeu în următorii termeni. Și dați-mi voie să vă citesc această parabolă. Doi exploratori au ajuns într-un luminiș a unei jungle. Peisajul este plin de flori și ierburi, oferind o priveliște încântătoare. Un explorator spune: trebuie să fie un grădinar aici care îngrijește de acest luminiș. Celălalt răspunde: nu este niciun grădinar aici. Și au întins corturile și au început să facă de pază, să vadă dacă este vreun grădinar, însă n-au văzut pe nimeni. Poate este un grădinar invizibil.
Au făcut gard de sârmă înghimpată, apoi l-au conectat la o sursă electrică și au plantat și niște megafoane, însă niciun semn care să indice că vreodată pe acolo a pătruns vreun intrus. Însă credinciosul nu renunță. El spune, este un grădinar invizibil, intangibil, insensibil la șocurile electrice. Un grădinar care nu are miros și care nu produce niciun zgomot. Un grădinar care vine în secret, îngrijește astfel grădina pe care o iubește. În cele din urmă, necredinciosul ajunge la disperare. Dar ce a mai rămas din afirmația ta inițială? Cu ce este diferit un grădinar invizibil, intangibil și veșnic ascuns de un grădinar imaginar sau de un grădinar care nu există? Și asta este întrebarea lor. Prin ce se deosebește un grădinar invizibil și evaziv de un grădinar care de fapt nu există? Mai târziu, un alt filozof, John Flame, le-a răspuns contraargumentând celor doi și le-a răspuns tot printr-o parabolă care spune cam așa. Doi exploratori au ajuns odată într-un luminiș în junglă. Au găsit acolo un om care smulgea buruienile, împrăștia îngrășământ și curăța ramurile. Omul s-a îndreptat spre cei doi exploratori, a dat mâna cu ei, recomandându-se că este grădinarul regal. Unul dintre exploratori a dat și el mâna cu el și a adresat cuvinte politicoase. Celălalt l-a ignorat și a întors spatele. E imposibil să fie grădinar în această junglă, a zis el. Precis este o farsă. Cineva încearcă să discrediteze descoperirile noastre. Cei doi au ridicat în locul acela o tabără și au văzut cum în fiecare zi omul acela venea și îngrijea grădina. Nu peste mult timp ea a explodat într-o multitudine de culori frumos armonizate. Însă exploratorul sceptic insistă. Face toate astea pentru că suntem noi pe aici. Doar ca să ne amăgească, ca să ne determine să credem că există un grădinar regal. Într-o zi grădinarul i-a condus pe cei doi exploratori la Palatul Regal și a prezentat câtorva oficiali de la curte care au confirmat statutul lui de grădinar regal. Atunci scepticul a încercat o ultimă soluție. Simțurile noastre ne înșeală. Nu există nici grădinar, nici flori, nici palat, nici oficial. Totul este o șarlatanie. În cele din urmă, exploratorul credincios a exclamat, dar cum rămâne cu afirmația ta inițială? Prin ce diferă un miraj de un grădinar adevărat? Dragii mei, frați, surori, bărbați, femei, tineri, copii care sunteți aici, lumea asta în care noi suntem este o lume foarte inteligentă și complexă. Numai o ființă inteligentă a putut-o crea. Grădinarul acesta, invizibil, intangibil, a venit în lumea noastră. A venit și ni s-a descoperit. A venit pe planeta aceasta care se numește Pământ, plină de buruieni. S-a întrupat ca noi să putem să-L vedem pe Dumnezeu Tatăl. S-a identificat cu păcatele noastre pentru ca noi să fim scăpați de ele. A înviat dintre cei morți, dovedind cu putere că este Dumnezeu. Asta înseamnă că tot ceea ce a zis El este adevărat și că jertfa Lui este suficientă pentru ca orice om să poată fi izbăvit de păcatele lui. Grădinarul acesta este în grădina asta și o face să arate cât mai frumos. Și în contextul acesta, al învierii Domnului Iisus Hristos, al debusolării celor doi, al deznădejdii care poate umple sufletul meu sau sufletul dumneavoastră, atunci când trece prin greu, trebuie să ne amintim acest mare adevăr. Moartea nu este punct. Moartea este doar o virgulă. Și când cei dragi ne părăsesc și când noi plecăm din lumea aceasta, nu se oprește totul la mormânt. Vă amintiți primul mort la care ați participat? Când erați copii, poate. Eu am avut sentimentul că e același mort. Am fost, cred că, la două mormântări, eram destul de mic și țin minte că m-am întors spre mama mea la al doilea
la a doua mormântare, în timp ce se mergea spre cimitir, și am spus, da, îl mormântează din nou? Parcă l-am mai mormântat o dată săptămâna trecută. Nu puteam percepe realitatea aceasta, vieții, morții, destinului nostru efemer aici în lumea aceasta. Vă amintiți trăirile pe care le-ați avut când ați văzut prima dată un mort? Sentimentele care v-au umplut sufletul? Dar vă amintiți când ați crescut un pic mai mari și ați început să vă adresați întrebări? Și apoi noi oamenii, pentru că am descoperit că moartea, cuvântul acesta e prea greu, am început să folosim sinonime și am spus să ne-a părăsit, a plecat pe lumea cealaltă, a avut ultima respirație, s-a dus ca să fie cu Domnul, a plecat la cele veșnice și multe alte sinonime pe care le folosim, pentru că atunci când spunem a murit, parcă e prea crud, prea greu. Dar chiar și așa, când folosim cuvintele astea, durerea lovește puternic pe cei care rămân în urmă. Și pe măsură ce timpul trece, în mintea noastră încep să apară întrebări morale. Dar de ce s-a întâmplat așa de repede? De ce în felul acesta? De ce s-a întâmplat? De ce mie? De ce acum? Este asta sfârșitul? Întrebările se complică mult mai mult în urma unei tragedii sau unei atrocități. Imaginați-vă pentru o clipă că ați fi undeva în Statele Unite, unde într-o școală unde sunt copiii dumneavoastră, intră un individ și împușcă câțiva copii și profesori la grămadă și în cele din urmă se sinucide. Ce ați simți ca părinte în acele momente? Ce ar fi în sufletul dumneavoastră în momentul în care ați realizat că ucigașul copiilor dumneavoastră nu mai poate fi tras la judecată? Probabil că o întrebare atunci este în minte. Asta-i tot? Se oprește totul aici? Naturalistul și ateul va spune da, totul se sfârșește aici. Moartea devine tăvălugul care trece peste noi și nu mai este nicio așteptare cu ce se poate întâmpla unei persoane sau alteia. Solomon, împăratul lui Israel, la sfârșitul vieții lui, debusolat și el dezamăgit, se uită la tot ceea ce este sub soare și știți care e concluzia lui, nu? Totul este o deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Dar când vorbim de moarte, trebuie să mai considerăm ceva, spune unul dintre filozofii de la Yale. El scrie o carte, Plângeri pentru un fiu, și el spune așa: când am reușit să depășim absența folosindu-ne de telefon, când în locul lipsei aripilor noastre am folosit avionul, când căldura verii am înlocuit-o cu aerul condiționat, când acestea și multe altele au fost depășite, mai rămân două lucruri care nu pot fi depășite niciodată. Răul din inima noastră și moartea. Este imposibil să fugim de moarte și de moralitate. Niciun om nu poate scăpa de toate acestea. Răspunsul rezonabil este că dincolo de groapă este viață. Da, mormântul aduce cu sine lacrimi. Am fost la nenumărate înmormântări și am putut să văd atâta durere când se despart de cei dragi. Chiar și Iisus a plâns la mormântul lui Lazar. A trăit acolo durerea, despărțirea, disperării. Dar, dragii mei, datorită morții și învierii Domnului Iisus Hristos, despărțirea este temporară. Când în cimitir ne atingem pentru ultima dată pe cel drag și spunem la revedere, datorită morții și învierii Domnului Iisus Hristos, printre lacrimi, trăim ceea ce de nenumărate ori trăim în viața aceasta, când copilul sau cel drag urcă în tren sau în avion și îi spunem la revedere. Acele momente, în inima noastră este speranța, mă voi revedea cu el. Cândva mai am această posibilitate.
Dar dacă este viață dincolo de mormânt, asta înseamnă că există o zi a socotelilor. De aceea este foarte important pentru noi să avem o perspectivă corectă asupra vieții și a morții, și toate acestea capătă semnificație și valoare datorită învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Moartea și despărțirea sunt consecințe ale păcatului, dar speranța și viața sunt determinate de moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul vieții într-o zi va aduce condamnare peste cei ce au respins mila sa, dar va aduce îndurare pentru cei care au cerut-o. Învierea Domnului Iisus Hristos face toată diferența. Acum Hristos a înviat dintre cei morți și este un cântec pe care cred că îl țineți minte cu toți, este foarte prezent. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Aleluia! Slavă Lui pentru asta! Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este că Dumnezeu se revelează în Scripturi. Drumul de la inima zdrobită la inima înflăcărată trece prin această descoperire pe care o găsim în Scripturi. Iisus, în versetul 25 până la 27, îi mustră și le deschide Scripturile. N-am cum să nu fiu uimit aproape de fiecare dată când mă gândesc la această carte, scrisă pe o perioadă de aproximativ 1500 de ani. Scrisă în trei continente, Africa, Asia și Europa. Scrisă în trei limbi diferite. Cea mai mare parte a Vechiului Testament scris în ebraică, o mică parte scris în aramaică, Noul Testament scris în greacă. Scrisă de peste 40 de autori umani care au trăit în culturi diferite, în civilizații diferite, în perioade istorice diferite. Toți au scris sub inspirația Duhului Sfânt. Și tot Vechiul Testament privește spre cruce, spre soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Și tot Noul Testament privește înapoi la cruce, la ceea ce a făcut Dumnezeu atunci când a venit în lumea noastră. Și în mijlocul Evangheliei, în mijlocul Scripturii, în mijlocul Bibliei este crucea lui Hristos, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce versete o fi citat Iisus ucenicilor, celor doi? Mă gândesc că probabil le-a deschis Biblia de la început și le-a spus: vă amintiți promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o primei perechi? Geneza 3:15. Când Dumnezeu a spus șarpelui: sămânța ei, a femeii, îți va zdrobi capul și tu nu vei face altceva decât să-i zdrobești călcâiul. Păi, probabil că i-a dus la Moise și a citit din Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 5, când Dumnezeu spune prin Moise: Domnul Dumnezeu îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Și apoi cred că i-a dus în Isaia 53. I-a dus pentru a vedea că Hristosul trebuia să sufere. Cu mii de ani înainte se întâmplă lucrurile acestea, se profețește. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc, spune Isaia, cu 700 de ani înainte ca Hristos să vină în lumea noastră. Dar Iisus le comunică celor doi: asta zice Scriptura, Hristosul trebuia să sufere. Și apoi cred că i-a mutat dându-le alte citate. Spre exemplu, în Luca 16:31 spune: și Avraam i-a răspuns, e vorba de pilda bogatului nemilostiv care se roagă ca să învie cineva dintre cei morți și să se ducă la frații lui care trăiesc și să le spună că este viață după moarte. Și iată răspunsul pe care îl dă în pilda aceea Avraam: dacă nu ascultă pe Moise, adică Vechiul Testament, Tora, legea, cele cinci cărți, primele cinci cărți ale Bibliei, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, următoarele cărți ale Bibliei, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Îmi place cum răspunde Filip după ce îl găsește pe Domnul Iisus în Ioan 1:45, Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela despre care
a scris Moise în lege. Cu mii de ani înainte, Dumnezeu a vorbit prin Moise că Mesia trebuie să vină. A scris Moise în lege și prorocii pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Ioan 5:46, căci dacă ați crede în Moise, zice Domnul Iisus, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Dragii mei, frați și surori, creștini, tineri, indiferent cine sunteți în dimineața aceasta aici, aici este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. În cartea aceasta găsim toată frumusețea istoriei lui Dumnezeu de răscumpărare a omului. Cartea aceasta, cu mii și sute de ani înainte ca Hristos să vină în lumea aceasta, vorbea despre ce urma să sufere. Și asta le descopere Domnul Iisus celor doi. Și apoi Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 5 cu versetul 39, cercetați Scripturile, asta e chemarea mea și a dumneavoastră, pentru că socotiți că în ele, în Scripturi, aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ca în Romani, capitolul 10, cu versetul 17, Biblia se spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. De la necunoașterea lui Iisus spre inima fierbinte care se duce să mărturisească despre El, trecem pe la revelarea care o găsim în Scripturi. A treia lecție. Dumnezeu se revelează la părtășia frățească. E interesant pentru mine că în momentul în care Iisus frânge pâinea, o binecuvântează și o dă celor doi ucenici, în acele momente ochii li se deschid. Și aici îmi spune mie ceva cu privire la ce se întâmplă când frații se adună împreună. Când există această părtășie, această comuniune între noi și între noi și Tatăl. De aceea, autorul Epistolei către Evrei spune în capitolul 10, versetul 24 și 25, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Aici este rolul părtășiei frățești. Se întâmplă ceva când ești la adunare. E cuvântul Scripturii. E rugăciunea. E mărturia cuiva. E cântarea. E lucrarea mistică pe care o face Duhul Sfânt între noi. Și toate acestea ne transformă. Ni se deschid ochii. Începem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. În schimb, se mai întâmplă un lucru. Păcatul nemărturisit, nepocăința de el duce la împietrirea inimii și în acele momente începem să ne îndepărtăm de biserică. Am auzit oameni care sunt în astfel de stare găsind scuze dintre cele mai puierile, mi-aș permite eu să spun. Mă simt obosit, lucrez prea mult. Dar aceeași persoană cu ceva timp în urmă era nelipsită de la întâlniri. Îmi plac oamenii care se întorc la Domnul la început. De obicei aceștia stau în primele rânduri. Nu știu dacă ați văzut asta. Îi vin să-L caute pe Domnul, mă rog. Când începe să-ți răcească inima, scuze pentru ce sunteți în spate, da? Te muți tot mai în spate. Există o tendință din asta, la unii, nu la toți. Unii au nevoie de un stâlp, ceva să se simte protejați și, mă rog, caută și astfel de locuri. Îmi place una din frumoasele poezii a lui Tozer care vorbește despre această părtășie frățească și ea spune așa: nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde s-ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt putere, acolo-i dragostea văpăi, cuvântul sfânt acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia simțitoare e avântul cel mai strălucit. Nu stări mai sfinte ca acelea de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă. Când toți ce cântă sunt Hristos. Când e Hristos e plin cuvântul și rugăciunea e plin de El. Atunci, afară și în lăuntru, Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi
lângă inimi una, în duh se roagă îngenunchiați. Când rugăciunea lor se înalță, scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii sunt frați, iar frații sunt îngeri, pământul-i jos și cerul-i sus. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi. Oriunde-ți ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și caută. Că unde-ți ei, e un colț de rai. La frângerea pâinii ni se deschid ochii. La frângerea pâinii în comuniunea frățească, acolo este Hristos. Și mi-aș permite să fac așa o invitație în contextul acesta. Căutați părtășia frățească și din cursul săptămânii. Aveți nevoie de ea. Aveți nevoie de a încărca bateriile spirituale cu Dumnezeu, cu prezența Duhului, cu cuvântul în inimile dumneavoastră. Știu că sunteți ocupați. Dar, dragii mei, nimic nu este mai important decât sufletul dumneavoastră. Unii deja v-ați făcut programul scoțând posibilitatea ca în cursul săptămânii să mai fiți împreună cu cei dragi. Pierdeți enorm. Căutați părtășia frățească, e sfântă, e la locul ei. Ultima lecție, du-te și spune și altora. Ai trecut de la necunoașterea lui Hristos, la descoperirea în Scripturi, l-ai văzut la frângerea pâinii, acum du-te și spune și altora. S-au sculat chiar în ceasul acela, spune versetul 33, au alergat la Ierusalim să spună și fraților lui lor că l-au găsit. Știți ce se întâmplă cu noi când ne se deschid ochii? Am vrea să deschid la toată lumea. Vă amintiți cum ați fost în dragostea din tâi? Ați fi fost în stare să strigați la toată lumea, la toate neamurile, la colegi, la prieteni, l-am găsit pe Domnul. Ți se pare atât de anormal atunci că sunt oameni care nu sunt interesați de lucrurile spirituale și asta pentru că tocmai ți s-au deschis ochii. Este normal. Du-te și spune și altora ce ți-a făcut Domnul. Inima lor a trecut de la zdrobire la cum nu ne ardea inima în noi când ne spunea din Scripturi. E un lucru mare să ai pasiune pentru Hristos și să ți-o hrănești din Scripturi. Unii și-o trăiesc și-o hrănesc numai din emoții și au o viață foarte oscilantă din punct de vedere spiritual. E foarte important că lăsăm emoțiile să se manifeste între noi și Dumnezeu ne le-a dat și este darul Lui. Dar trebuie să adăugăm ceva. Cuvântul este cel care aduce stabilitate, care aduce întărirea minții, întărirea sufletului, ancorarea în ceva care este stabil, ceva care nu se clatină precum simțurile noastre. Au fost gata să meargă încă 2 ore înapoi, să se ducă la Ierusalim. Dați-mi voie să vă spun un lucru, că eu cred că nu ne putem bucura de mântuirea noastră fără să ne pese de faptul că alții mor nemântuiți. Nu putem să ne bucurăm între zidurile acestei clădiri când sute de mii de gălățeni nu-L cunosc pe Domnul. Săptămâna trecută a fost în orașul nostru acel marș, drumul crucii. A fost un moment în care, într-un mod diferit, am putut să ducem mesajul Evangheliei gălățenilor. Personal, cred că biserica trebuie să fie acolo, trebuie să fie în stradă, între oameni, să-L reflecte pe Hristos. Pe drumul Emausului suntem tulburați. Nu ne vine să credem că unul din ucenicii Domnului a putut să-L vândă pe 30 de arginți. Ca și Petru. Și noi ne lepădăm de Hristos. Suntem răvășiți și nu putem înțelege cum niște soldați romani vor pune o cunună de spin pe capul Dumnezeului întrupat. Îl batjocoresc, îl scuipă, îl umilesc. Nu putem să ne explicăm pe acest drum al Emausului cum a putut gloata să-L prefere pe un ticălos ca Baraba în locul Fiului lui Dumnezeu. Pe drumul Emausului Hristosul nostru este mort. Ucenicii Lui sunt împrăștiați. Avem sentimentul că Satan a biruit peste toate și pretutindeni
domnește întunericul, nu mai avem nici rațiuni să zâmbim, păcatul domnește, vinovăția ne copleșește, rușinea ne acompaniază viața și ura ne este prieten. Am început să ne obișnuim cu singurătatea, nu știm ce este iertarea și avem sentimentul că doar moartea câștigă. Dar, dragii mei, există speranță pe drumul Emausului. Pe drumul Emausului, Hristos te caută. Hristos ți se descoperă. Celebrăm viața și nu moartea. Celebrăm victoria binelui asupra răului. În această duminică glorioasă a învierii, cel condamnat este diavolul. Hristos l-a biruit cu moartea sa, pe moartea călcând. Pe moarte călcând, El este Domnul domnilor. Dumnezeu nu l-a abandonat, cum am avut impresia că s-a întâmplat vineri, ci Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți, înălțându-L mai presus de orice nume, în așa fel încât orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ să se plece înaintea lui Hristos și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei frați și surori, prieteni, tineri, astăzi nu trebuie să mai rămâi pe acel drum al Emausului care te duce la dezamăgire, ci ești chemat să celebrezi învierea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El a învins. Dacă viața ta până astăzi a fost un drum al Emausului și ai venit în dimineața asta aici, ești încărcat de vinovăție, rușine și te întrebi, îi mai pasă cuiva de mine? Mai este iertare pentru mine? Mă poate iubi cineva? Oare să-mi trăiesc tot restul vieții mele în confuzie, în dezamăgire, în debusolare? Voi rămâne pentru totdeauna cu inima mea zdrobită? Rugăciunea mea, rugăciunea noastră în această dimineață este ca să-L găsești pe Hristos înviat dintre cei morți. Pentru că la El este speranță. El nu-ți întoarce spatele, nopțile tale întunecate. Nu te teme. Hristos a biruit moartea. Hristos te caută. Chiar dacă în această dimineață în sufletul tău Emausul strigă și aduce tulburare, ascultă acest mesaj. Hristos a înviat dintre cei morți. Hristos e viu. Pentru un timp, da, a părut că moartea a pus stăpânire peste Domnul Iisus. L-a pus într-un mormânt rece. A fost piatra aceea rostogolită peste groapă, sigiliul guvernului roman, garda romană și rânjetul diavolului care părea că în sfârșit l-a înfrânt pe Hristos. Dar, dragii mei, a treia zi Hristos a înviat dintre cei morți pentru că moartea nu l-a putut ține. Mormântul nu l-a putut stăpâni. Piatra s-a dat la o parte, nu ca Hristos să iasă din mormânt, ci ca ucenicii să poată intra în mormânt și să vadă că este gol, pentru că El n-avea nevoie de piatră să fie dată la o parte. Hristos este viu. Hristos a înviat. El nu mai este într-un mormânt rece. El este astăzi înaintea noastră pe tron. Aleluia, slavă Lui pentru asta!